Astăzi doresc să vă arăt cum calibrăm mașina, dacă e nouă, câte impulsuri. Se calibrează la 100 de metri din locul de pornire. Măsurăm cu compas 100 de metri fix. O să apăsăm simultan C și LMP. Cuplăm priza. Îi dăm turația care trebuie. Da? Dăm o față și îi dăm să meargă. Da? O să mergem până la locul semnat, adică până la 100 de metri. Apoi o să vă arăt, o să introducem valoare pe care ne-o dă numărul de impulsuri care trebuie înregistrat în monitor. Da? Uite, aici avem 100 de metri, oprim și dăm enter. Bineînțeles, înainte de asta, butoanele cu galben sunt toate pentru reglaj. O să reglăm lățimea, o să reglăm câte diuze avem pe fiecare, segment, trebuie băgate tot pe rând, tipul de diuză și aici îl face el automat. Același lucru se poate face și la semănătoare de porumb. O să vă arăt. Da? Acum avem această valoare cu care o să mergem și o să ne bage. Avem setat 250 de litri de apă la hectar. Acum sunt aici la monitor Amascan Plus, semănătoare de porumb. Calibrarea se face la fel. Apăsăm pe C, LMP, simultan. Cuplăm priză, turație, cât ne trebuie, lăsăm simulatoarea jos și mergem 100 de metri în față, măsurat cu compasul să fie. Ne oprim, aici o să avem o valoare, o să dăm enter și deja monitorul calibrat. Bineînțeles, înainte să avem cât dăm la hectar. Da? De aici. 65.000 de bombe. Secții, câte avem? 6. Și metri. La cât merem cu. Asta trebuie să fie făcut înainte. Apoi facem C și LMP. 100 metri. Cam atât. Și monitorul e calibrat. Trebuie să meargă. Spor să vezi.